Pentru această rețetă voi avea nevoie de fasole verzi, dar am și de culoare galbenă. Noi cătare le spunem păstăi și am marele noroc să le avem de la noi din grădină și mi-a transmis și bunica chiar, așa că sunt în totalitate bio. De asemenea, voi avea nevoie de roșii. Am aici două roșii de dimensiuni medii, ulei, bacon, sare, piper negru, usturoi, pâine. Pâinea o să o coacem și o să o servim cu fasolele verzi. Așa, mai întâi de toate o să tai capetele fasolelor, așa, cam de jumătate de centimetru, chiar mai puțin de jumătate de centimetru. Și o să le las întregi, nu le tai în două, dar voi dacă doriți puteți să le tăieți și în două și în trei. Și țineți minte că odată ce le tăieți, timpul de pregătire va scădea. Am finalizat de tăiat capetele păstăilor. Acum o să iau puțină apă fierbinte și o să torn peste roșii. Astfel o să se scoată mai ușor coaja. Trebuie să le acopăr și le las într-o parte pentru 4-5 minute, cam așa. Așa. Între timp o să tai baconul cu bulețe. Baconul îl puteți înlocui cu pastrama sau îl puteți exclude carnea. De asemenea, puteți adăugați, nu știu, parmezan, la fel o să fie tare gustos. Și păstăile le puteți pregăti în mai multe moduri, cu cartofi noi, cu carne, la cuptor, desigur că la cuptor puteți pregăti în sos beșamel și să le acoperiți cu cașcaval, va ieși ceva senzațional. Am tăiat cu bulețe baconul și o să rumenesc pe o tigaie foarte bine încinsă. Nu este necesar să adaug ulei pentru că baconul și așa este gras. Și o să rumenesc 4-5 minute. Între timp o să tai mărunt usturoiul, o să am nevoie de 5-6 căței, în dependență de mărime. Acum o să curăț de coajă roșiile. După cum vedeți, a crăpat coaja și se îndepărtează foarte, foarte ușor. Tai roșiile cu bulețe mici. Baconul s-a rumenit frumos și este crocant. Îl scot pe o farfurie tapetată cu prosop de hârtie ca să se scurgă excesul de grăsime. În aceeași tigaie adaug ulei de măsline sau de floarea soarelui și pun roșiile. Condimentez roșiile cu sare și piper negru și le las să se gătească 4-5 minute. În același timp, adaug sare în apa clocotită și pun păstăile. Păstăile la fel le fierb 4-5 minute. După 5 minute o să iau puțină apă din păstăi, o să păstrez puțină apă și după care le scurg. Adaug în sosul de roșii usturoiul mărunțit și păstăile. Torn puțină apă păstrată de la păstăi, amestec și mai fierb totul încă 4-5 minute. Este foarte important să rămână culoarea deschisă a fasolelor verzi, dar să nu avem o culoare întunecată și
fasolele să fie prea moi. Trebuie să rămână crocante. Între timp o să tai pâinea felii și o pun să se rumenească la cuptor. Pâinea s-a rumenit frumos, o scot din cuptor și frec usturoiul pe pâine pentru a obține aroma de usturoi. E timpul să aranjez în farfurie păstăile și deasupra o să acopăr cu bacon crocant. Și servesc cu pâine crocantă. Păstăile trebuie să fie de o culoare deschisă, precum v-am spus, trebuie să fie crocante și vă asigur că sunt foarte delicioase. Rețeta în întregime o găsiți pe site-ul nostru oficial valerisfood.md și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube.